Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit la o nouă călătorie prin zona aceasta mai rațională a lumii. Da, se întâmplă lucruri interesante. Se întâmplă că există subiecte pe care le-am neglijat. Mi se păreau atât de puierile încât mi s-a părut mie că ele n-ar da bine într-o emisiune dedicată rațiunii, în general. Dar totuși se întâmplă că asemenea subiecte pe care nu le-am abordat din diferite motive, să văd că au oarece răsunet. Un asemenea subiect voi aborda în această emisiune. Este vorba despre un economizor de energie electrică. Un lucru nemai pomeni, dragi mei prieteni. Îl bagi în priză și dintr-o dată factura la energie electrică scade cu 25 până la 30% în cazuri excepționale, dacă ai noroc, chiar cu vreo 45%. Ăsta era mesajul care îmi venea pe tot felul de spamuri, pe care se duceau automat în cutiuța mea de spam mi cam așa o privire fugară, nu acordă atenție propunerilor care îmi vin prin mail-uri pe care eu nu le-am solicitat. De altfel, cred că vi se întâmplă și dumneavoastră în cutiuța dumneavoastră de mail, în zona de spamuri, primiți, cum să zic eu, tot felul de uh, propuneri să achiziționați medicamente minune care te fac mai bărbat asta în cazul domnilor, sau medicamente care te ajută să slăbești. Vă povesteam eu acea pastilă cu esență de zeamă de varză, o pilulă de-asta mică așa, de fapt era un fel de cașetă, nu știu cum se numesc, care consumată te ajuta să slăbești. Echivala o pilulă de-aia cu vreo 2 litri de supă sau zeamă de varză. Habar n-am ce este folosit în zona aceasta în care oamenii, doamnele mai ales, doresc să slăbească. Și multe propuneri din acestea avantajoase primim noi încă să de spam. Și subiectul sau produsul pe care o să-l prezint în această emisiune e din aceeași categorie. O dată pe săptămână am vreo două adrese de mail, primesc mesaj, domnule, ia economizorul asta de energie electrică și hai să te îmbogățești tu, dar hai să cheltuiești mai puțin pentru energia electrică pe care o folosești în apartamentul dumitar. Uite cum arată dispozitivul, să-l vedeți și dumneavoastră, vedeți deocamdată pe ecranul din uh, stânga mea, o să-l vedeți mai și în mareața sa, în întreaga sa desfășurare. Este un uh, dispozitiv care cu adevărat economisește energia electrică. Nu l-aș abordat subiectul, Revin la ce spuneam la începutul emisiunii, dacă pe grupul de pe Facebook, pseudoștiința în, în România, n-aș fi găsit, uh, o, cum să zic eu, mesajul unuia dintre prietenii noștri care remarca acest uh, economizor. La început n-am prea dat atenție subiectului, știind că despre acest economizor, uh, cum să zic eu, n-ai prea multe de vorbit. El fiind, v-am spus mai devreme, în tot de mail-uri pe care eu cel puțin nu le-am solicitat. De aceea apare și ca reclamă. Apărea cel puțin o bună bucată de timp pe partea aceea de reclame a Facebook-ului. Dar am văzut că discuția în jurul economizorului se încinge. Și aspectul este frumos pentru că au existat, cum să zic, foarte multe comentarii care discutau despre subiectul acesta al economizorului. Dar într-un târziu am descoperit că în mesajul inițial mai apărea un link către ceva. Către un filmuleț de YouTube. Un filmuleț postat, mai bine zis, pe YouTube, realizat de către o mare televiziune din România. De fapt, era o bucățică dintr-o emisiune de știri. Am început eu imediat când am văzut că până și postul cu pricina se ocupă de economizor și laudă, am început eu repede o, cum să zic eu, o mică documentare pe net și să vedeți ce am aflat despre economizorul cu pricina. O să vedeți dumneavoastră și filmulețul ca atare. Deci am aflat că economizorul de energie electrică este ultima descoperire germană este, cum să vă zic eu, un leitmotiv motiv tot ce este extraordinar este ultima descoperire germană sau calitate germană sau precizie germană ce folosește în alta tehnologie eficientă o să vedeți ce în altă tehnologie cu ce în altă tehnologie avem de a face pentru monitorizarea consumurilor energetice în mod activ și îmbunătățirea factorilor de putere din gospodăria biroul sau aplicații industriale. În plus tehnologia inteligentă subliniem, inteligentă este tehnologia, optimizează voltajul și solicitările de curent, astfel reducând consumurile de putere activă în oră și putând să realizeze economii, exprimarea e totală, economii de până la 20-30% și, cum vă spuneam mai devreme, și chiar 45% la factura dumneavoastră de plată la societatea de electricitate. Dispozitivul, de asemenea, servește drept un stabilizator de tensiune, furnizând sau înmagazinând energie până la 10 secunde, în caz de fluctuații negative sau pozitive și, în consecință, menține voltajul și amperajul constante în timpul sarturilor periculoase de putere momentane, instantane. Iarăși, o exprimare abracadabra. O să o comentăm mai încolo. Acest mod de lucru are drept rezultat inclusiv protejarea, prelungirea vieții aparatelor dumneavoastră electrice. Economizorul de energie electrică te ajută să salvezi banii tăi, salvați bani din prima. nu știu de ce se tot traduce din engleză în engleză. Aici ar trebui economisiți niște bani. Economisiți bani din prima secundă după ce băgați în priză. Ce băgați în priză? Economizorul. Economizor. Să vedeți ce se întâmplă cu el se introduce în orice priză de 220 de volți din casă. led vor lumina când economizorul este introdus în priză, indicând funcționarea. Folosiți unul sau mai multe economizoare conform cu numărul de faze. Este vorba de fazele curentului electric. Puteți avea în apartamente nu există curent trifaza, dar e altă poveste. Pentru consumul caznic, obișnuit, monofazic, se folosește, subliniez, un singur economizor pentru toată casa sau apartamentul. Vă imaginați o drăcie despre care o să vedeți detalii mai încolo, băgată în priză, care stabilizează curentul și tensiunea în toată casa. E ceva extraordinar. Avem mai departe, funcționarea este simplă, nu necesită întreținere, nici supraveghere, economizorul nu este proiectat pentru uz industrial, ci doar pentru uz sau în magazune, magazine, de fapt, copy-paste am folosit, birouri, hoteluri, moteluri cu consumuri asemănătoare uzului casnic. Haideți să revin în, în cadru. Vă dați seama, dintr-o dată lucrurile sunt suspecte încă de la început. O economie de 25-30% și în cazuri excepționale, 45%, trebuie să da de bănuit oricui. sau nu. Oricum, am și așa o speranță că marea majoritate a celor care au avut ocazia să citească asemenea informații, economizorii se prezat pe foarte multe site-uri, există mai mulți distribuitori, să le spunem noi așa, ai produsului respectiv întâmplător l-am ales eu pe acesta, o să vedeți că are și un mic corolar, cum să zic eu, distribuitorul despre care vorbim. Dar, dintr-o dată, mi se pare suspect asta cu 45% sau 25-30%. Vedeți dumneavoastră, într-adevăr, trebuie. Și e bine să facem economie de curent electric, că economisim la factură, mai orice economie e bine făcut. Soluțiile sunt relativ simple. Nu trebuie să rămână becul aprins în cameră dacă nu e nimeni acolo. Pe holuri mai ales apare problema că se lasă lumina aprinsă pe o perioadă mai lungă de timp. Acolo se pot monta niște mici senzori. Părmă putem să cumpărăm echipamente electrice certificate în clase economice de funcționare. Aici mă refer la frigidere, mașini de spălat și alte uh, instalații de aer condiționat și alte asemenea chiar aveți informațiile și sunt informații certificate privitoare la clasa de eficiență a fiecărui produs. Se pot reduce consumurile de curent electric, de energie electrică dintr-un apartament relativ ușor și fără probleme foarte mari. Dar o economie fără să faci nimic altceva. Doar bagi mașineria respectivă, ați văzut poza mai devreme în priză, și dintr-o dată toate echipamentele din casă vor avea un consum de energie redus. El înmagazinează cică energie. O să vedem cum magazinează energie până la 10 secunde, dacă nu mă înșel spunea, și o dă înapoi. Cum face asta? O să vedeți ceva mai încolo. Pentru că, înainte de a merge mai departe, vreau să vă spun că am avut o mare bucurie cu acest dispozitiv, cu acest economizor cum adică să o bucurie cu un, un șarlatan. Nu, de această dată am văzut o reacție, cum să vă zic eu, extrem de rapidă împotriva acestui economizor și distribuitori acestui economizor, spuneam, sunt mai mulți, au fost etichetați sau catalogați drept șarlatani. Și nu atâta se spuneau. Am văzut pe multe bloguri, pe multe forumuri. Nu se spunea, e un dispozitiv șarlatanesc, este o crocherie, este o țeapă. Nu, se venea cu argumente. Și asta este o treabă foarte bună, foarte frumoasă. Rațiunea, gândirea rațională încă mai supraviețuiește în această mioritică țară. Dar e, cum să vă zic, acum hai să facem o mică paranteză site-ul de unde am luat economizorul. Ce faci, domnule, dacă ai cumpărat un economizor? A ajuns la vindecarea oamenilor. De ce? Pentru că cumpărând acest economizor, ajutați acțiunile noastre profund umanitare. Terapii gratuite pentru boli incurabile. Economizorul de energie electrică te ajută să salvezi banii tăi, terapii, cazare, masă gratis pentru bolnavi incurabil. E cu copii pe ei, vă rog să mergeți. Ați înțeles așa? Deci cu banii tăi se asigură terapii, cazare, masă gratis pentru bolnavi incurabili. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru ajutorul oferit, să putem ajuta la rândul nostru pe acești năpăstuiți ai soarte. Asta am dat-o numai așa, de corola, coro, de, e de culoare așa, mm -hmm soi de chestia asta. Eu am fost și pe terminat de fapt, la un alt site unde, doamne, ești bolnav, vi, uite, noi te tratăm, incurabil, noi te tratăm. Sunt vindecări din acelea extraordinare, vindecări din acelea nemaipomenite, spirituale și așa mai departe, care, într-adevăr, îți sunt oferite gratis. Eu am mai întâlnit bioenergoterapeuți care tratau pe gratis. Dar nu e așa, te simțeai și tu acolo, să dai o mică donație ca să ajuți activitatea să meargă mai departe. Da, asta este o altă poveste. Bun. Ei, dacă aș fi găsit numai site-urile astea și ar fi fost numai spamurile despre care vă povesteam, domnule, n-aș fi acordat atenție subiectului. Adică năzbâtea este atât de mare încât, domnule, ar seama o pierdere de timp. Avem subiecte mult mai arzătoare la ordinea zilei. Un amărât de economizor care, cum să spun, de la o primă lectură, dă de bănuit, nu merită să insistăm noi. Numai că un post de televiziune, respectiv ProTV, a simțit nevoia să prezinte acest produs în cadrul unei emisiuni. Vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect. La un moment dat, spre sfârșitul reportajului, vreo 43 de secunde, dacă nu mă înșel, Apare un domn care vorbește în limba engleză. Este vorba despre David Nicol care este reprezentat în România a unei companii serioase pentru produse din acestea din domeniul electric. Vreau să fiți atenți la întregul filmuleț și vom discuta pe urmă aspectul pe care vi l-am refăcut, vi l-am semnalat ceva mai devreme. Haideți să vedem filmulețul. Și factura la curent poate să scadă cu până la 15% cu ajutorul economizoarelor care costă 20 de euro. Acestea anulează oscilațiile de tensiune apărute, de exemplu, când vecinii folosesc mai multe aparate electrocasnice odată. În momentul în care cade tensiunea, el atunci imediat dă în rețea energia magazinată, în felul acesta fiind ca un tampon. Înainte plăteam 150 de lei, la ora actuală. Uh, cam, jur de 100, if you look at a business, uh, energy is probably about the third biggest cost. obviously, in a household as well, it's a very big cost. so now people are becoming much more aware and they're, they're wanting to understand how to reduce that cost. Da. Uh, Asta vă spun de pe acum, pe eBay, produsele exact astea sunt cu vreo 4 euro. Iar nimic de gândit. O să revin la personajul de care l-ați văzut spre sfârșitul reportajului, dar vă spuneam, m-am documentat și eu pe platforma asta minunată de documentare care este internetul. Și am descoperit, așa cum v-am spus, că foarte multă lume, cum să spun eu, își exprima, asta e cuvântul elegant, își exprima oarece îndoieli privind eficiența acestui produs. Și am găsit un site, un blog, spuneți cum doriți dumneavoastră, în care produsul era analizat mai în detaliu. Am pus și adresa. Pentru că chiar o să vreau să intrați la rândul dumneavoastră pe uh, acest site, vedeți economizorul uh, respectiv, în partea dreaptă se vede chiar și în alta tehnologie uh, folosită. Vedem acolo niște condensatoare, o siguranță, niște rezistențe și am să vă spun eu, există cele două leduri care trebuie să lumineze și vă spun eu de pe acum o punte redresoare. Avem o imagine și mai în detaliu. Uitați-o, aceasta. Ăsta este în alta tehnologie nemțească, în alta tehnologie germană. Vă rog să vă notați adresa acestui site pentru că aici, n-am mai luat eu secvențele cu pricina, oamenii s-au apucat să măsoare economia de de energie electrică pe care o face un asemenea dispozitiv. Care economie este practic egală cu zero, dacă nu avem de-a face uneori și cu oarece creșteri de consum electric. Durau prea mult secvențele în care oamenii analizau lucrurile, așa că am zis hai să nu le dau în emisiune, dar în special am lăsat adresa site-ului. Și omul, oh, oamenii, sunt niște tineri entuziaști, au făcut și o schemă a dispozitivului. Dom'le, Acum nu prea știu eu așa multă electronică, cât mai țin aminte așa de prin liceu, de prin facultate. Dar ce avem de acolo, dumne? Avem niște condensatori de filtraj care sunt la intrarea în circuit, urmează o punte redresoare și încă un condensator de filtraj. Mă rog, de filtraș. De fapt, și pe cele două leduri. Întreg dispozitivul care e lăudat, că economisește, că rezolvă problemele oamenirii și e bine, dumneavoastră, să-l aveți în casă. Pentru că, a văzut se făceau economii masive. Tehnica de argumentare, de dovedire a eficienței dispozitivului fiind clasica a tehnică a mărturilor. Revenind, acest dispozitiv vă garantează cel care vă vorbește, nu face nimic altceva decât să alimenteze două leduri. Dumneavoastră veți sau cei care vor da sumele respective de bani, ați văzut vreo 20 de euro, vor fi fericiți posesori a unui dispozitiv care odată ce l-ați introdus în priză, aprinde două leduri. Oh, da. Ei, nu mai zic că avem acolo, noi așa, avem niște rezistențe, avem condensatorii care au și o mică rezistență internă. Nu, să știți că și asta înseamnă consum de energie electrică. Deci, în loc să economisiți oarece bani, datorită economii de energie electrică pe care vi se spune că acest dispozitiv o face, vi-ați cheltui câțiva bănuți în plus. Nu mulți, nu contează. Contează mai degrabă pentru cei care au achiziționat cu bună credință dispozitivul cu pricina, contează altceva. Ei au achitat, cum să spun, conștiincios, ceea ce eu îndrăzesc să numesc să nu se supere nimeni pe mine. Taxa pe prostie. Este evident că, cum să zic, nu e nevoie de, eu știu, mega-inginerie, eu știu, să știi toate chestiile care se întâmplă în ingineria asta electrică, să-ți dai seama că un dispozitiv pe care l-ai băgat într-o priză nu are cum să influențeze, să știu, consumul tuturor produselor electrice din casa ta. N-are cum. Mai simplu este, eu știu, la plecare să închideți toate dispozitivele care stau în stand-by, televizoare, aparate de radio, sunt multe care rămân în stand-by. Și să știți că, deși mici, consumurile respective adunate pot să dea valori destul de mari. Dar pe mine m-a intrigat reportajul, pentru că întreaga această emisiune a fost declașată de faptul că a existat o știre pe un post de televiziune, cred că a fost octombrie, noiembrie, anul trecut. O știre care, cum să vă zic eu, dă credibilitate aparatului. Dă credibilitatea acestui produs. De altfel, pe unul din site-urile care face propaganda acestui produs, și am să fac o mică manevră pentru a vedea, am intrat aici pe unul dintre site-uri, nu mai am decât 3 minute, dar nu e nicio problemă. Descoperi cum poți să economisezi cel puțin 30% din energie. Și mai departe, dați să merg aici, mai departe. La 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 la. De deci ce omul lupta cu vrea să facă economie? În acea zi mă uitam la știere ProTV prezentate de Andreea Esca și am aflat că economizorul de energie electrică, un dispozitiv de ultima generație, fabricat cu tehnologie germană foarte eficientă, care reduce costul facturii la curent cu minim 30%. Acesta este unul dintre distribuitorii produsului cu pricina. Folosește drept sursă, drept reclamă pentru, propriul, pentru produsul pe care îl vinde, prezentarea pe care tocmai ați văzut-o și dumneavoastră. Uite, e chiar o secvență din reportaj de la ProTV. Dar vreau să fac prea multe comentarii pentru că sunt convins, dumneavoastră le veți face mult mai aspru decât le-aș face eu vreodată. Dar revenind la personajul despre care se spunea în emisiune, care apărea în emisiune, David Nicol, iată, poza, el este reprezentantul în România al companiei Schneider Electric. Am intrat pe site-ul companiei respective gândindu-mă că respectiva firmă vinde cumva asemenea produse în România. Nici pomenal. De fapt, dacă mai țineți minte ce spunea uh, David Nicol, el nu se referă la niciun economizor. El vorbea de necesitatea reducerii consumurilor de energie electrică. Vorbea de cu totul altceva. Dar plasate, deci am avut mărturii, am avut declarația unui producător, iar mărturii, pe urmă vine chestia asta la sfârșit. Totul făcut ca să dea credibilitate unei. Spuneți dumneavoastră cum doriți. Nu vreau să fac aici pe deontologul, că e tot folosit cuvântul ăsta în ultima vreme, toți cu oarece ironie vis-a-vis -vis de deontologie. Dar, nu știu, parcă, par că eu așa știam, sau poate mă înșel, poate nu e așa. Când prezinți o afirmație, chiar și pe un poză de televiziune, în cadrul unei emisiuni de știri, nu faci o mică verificare? Nu întrebi pe oameni care se pricep vis a -vis de lucrurile acestea? Repet, o economie de 25-30%, doamne, cu un, un dispozitiv oarecare, o economie de energie electrică, păi e de-a dreptul senzațional. Senzaționalul nu are nevoie de verificare, de, cum să zic eu, să întreb niște specialiști să spună ce și cum, în cazul acesta, privitor la problema economizorului. Hey, eu trebuie să închei aici emisiunea, mai am 10 secunde, dar nu nimic. Ne vedem săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră Cristian Român.